Bun, eu sunt Marius, un nou YouTuber. Astăzi vă arăt cât de bune sunt cărțile pentru cei ce nu citesc bine. Este o carte foarte bună pentru mine, că mă ajută să citesc mai bine. Bun. Hai să deschidem la primul capitol. Este vorba despre o carte, o covrăjitoare, scrisă de Roald Hall. Cu un copil de 7 ani, care a plecat în vânătoare, la vânătoare de vrăjitoare, cu bunica sa. Părinții săi au murit și asta o poveste tristă pentru mine. Nu știu, dacă nu vi se pare trist, să mă lăsați în comentarii ce poveste. Bun, hai să vă zic primul capitolaș, nota despre vrăjitoare. În basme, vrăjitoarele poartă niște pălării absurde și zboară pe mături cu niște mănuși foarte urâte și au niște ghiare cât cactusul de mare. Cât cactusul de arăt scuțite. Dacă nu știți cum arată o vrăjitoare sau mâinile unor vrăjitoare, uitați aici cum cred eu că arată. Ceva de genul, uite și copilul și șuricilul care fuge cu poțiunia. Uitați-l. Bun. Vrăjitoarele urăsc copii mai mult decât orice ce închipui. Îl urăsc tare mult. Îl urăsc. Îi e rău când vede unul. Zice că e foarte, foarte scârbos. Vrăjitoarele urăște copii mai mult decât orice de pe pământ. Îl urește de se topește fierul înroșiat de tare. Deci îi urăște. Vrea să scape de toți copii. Deci de toți copiii de pe pământ vrea să scape aceste vrăjitoare. Bun, asta a fost prezentarea cărții. Dacă v-a plăcut această prezentare, nu uitați să apăsați butonul de like și de abonare și nu uitați să apăsați un like. Și noi ne auzim data viitoare. La revedere!